avut plăcerea să fiu modelul Claudiei. Ea a pornit inițial de la ideea unui machiaj natural, dar s-a jucat puțin cu culorile și acesta e rezultatul final. Nouă ne place foarte, foarte mult și sperăm să vă placă și vouă, așadar vă invităm să-l urmăriți în continuare. Ciao! Hei, salutare și din partea mea! Cred că deja ați cunoscut-o pe prietena mea, Andra. Este și ea make-up artist și mă bucur că mi-a acceptat invitația. Am demachiat-o cu Garnier Bifazic peste tot. I-a plăcut super mult mirosul, ceea ce e foarte bine. Și cred că și textura. I-am făcut un scrub așa mai soft cu Aroma Soft Peeling Gel de la L'Oréal. Îmi place acest exfoliant și am început să-l folosesc și la clientele mele și pe mine și îmi lasă așa o față super fină. I-am aplicat mai apoi pentru a atenua puțin roșața, i-am pus apa termală de lavenda, nu prea mai aveam în ea și m-am chinuit ca o fraieră să scot din ea și n-am reușit, așa că am recurs la MAC, la spray-ul MAC Fix Plus, așa că nu mai țin aminte cum îi spune. L-am pulverizat pe toată fața, apoi am aplicat această cremă de hidratare de la Embryolisse pentru că nu era chiar în cea mai bună zi a ei, adică tenul ei nu era în cea mai bună zi, era puțin deshidratat și se desfoama. Am încercat cât am putut să fac să nu se mai vadă așa și să nu se mai simt așa. Nu știu dacă am reușit în totalitate, dar am încercat. Acest primer de la Miss Sport este 16 lei. Am vrut să-l încerc să văd cum este, dar nu prea îl recomand. Adică e nașpa, nu-l cumpărați. Nu merită. Pentru buze, pardon, sunt puțin răgușită, îmi cer scuze. Pentru buze am aplicat, bineînțeles, balsamul meu preferat de buze. Lucas Pau Pau, cred. Iarăși eu cu denumirile. Bine. Ca și fond de ten am folosit astăzi de la Seventeen, un fond de ten pe care eu l-am încercat prima dată acum 14 ani aveam. Deci mai mult de 10 ani, nu contează câți ani am. Da, n-au fugit prin cadru. Îl am aplicat pe față, dar este un fond de ten pentru un ten mai uleios, să spun așa, pentru că conține destul de multă pudră și nu arată prea bine pe ten. Concealerul este de la Maybelline, Fit Me, în nuanța Light, cred. Da, Light. Din nou, acesta este foarte, foarte hidratant. Ea având pielea destul de uscată și deshidratată, dar am vrut să-l încerc să văd cum arată. Îl recomand pentru fetele care au tenul gras, uleios, să spun, pentru că dacă l-ai deshidratat sub ochi, se vede urât, se strânge efectiv și se vede urât. Am folosit bronzerul cremos de la Chanel pentru că mi se pare super natural. Am fixat mai apoi totul cu pudra de la Laura Mercier. Din nou, această pudră o recomand mai mult tenului gras, să spun așa, deși și eu folosesc chiar dacă am ten uscat, este super faină, doar că pentru tenul deshidratat și uscat nu e chiar cea mai bună alegere. Am folosit de data aceasta de la MAC Paint Pot, nuanța Painterly, cred, și bineînțeles am aplicat baza pe toată arcada. Pentru prima dată am testat această paletă pe Andra. Am fixat toată arcada cu această culoare deschisă din paletă, se numește Bay. Bake, da. Cred. Am pus toată culoarea pe toată pleoapa, culoarea pe toată pleoapa. După aceea am folosit nuanța Moon Dust pentru a ilumina puțin arcada. Nu este, Moon Dust nu este o culoare super, super sidefată, este așa între și arată foarte bine. În pliu am folosit Sandalwood. Am plecat de la ideea unui machiaj mai natural. Am vrut să fac ceva mai natural și mai, în fine. Oricum nu mi-a ieșit pentru că bineînțeles că am pus puțină culoare. Da, a făcut gogoș cu o zi înainte și Andra nu a rezistat tentației și a mâncat.
Deci în priu am pus sandalwood, apoi am aplicat nuanța henna cu o pensulă mai mică și mai rotundă. Ca și intensitate, voi puteți să aplicați cât doriți voi. Adică să construiți cât doriți voi de intens machiajul. Asta depinde strict de gustul vostru. Următoarea nuanță se numește Coco, pe care am aplicat-o în colțul exterior al ochiului. Nu am găsit chiar nuanța care mi-am dorit-o eu în paleta Huda. Mi-am dorit o nuanță ca și asta, din paleta Anastasia Beverly Hills. Nuanța se numește Primavera. În paleta Huda Beauty am găsit, era puțin cam auriu și nu am vrut să fie chiar atât de auriu. Am vrut să fie un pic mai deschis la culoare. I-am rimelat genele cu L'Oreal Telescopic. Îmi place rimelul acesta pentru că are perile scurte. După ce am rimelat genele, i-am făcut linia de tuș cu Inglot în numărul 77 gel și am aplicat genele false de tip smocuri. Mie îmi plac genele, așa că le-am pus puțin mai lungi, sper că se vede. Am aplicat mai apoi Black Truffle, tot în colțul exterior al ochiului, pentru a oferi mai multă densitate ochiului. Intensitatea ochiului. Jos am folosit nuanța, chiar nu știu să o pronunț, e culoarea cea roșie din paletă. Are un pic denumire freaky. Adică nu știu să o pronunț. Dar e super faină. Pe linia apei am pus KGG de la Atelier Paris. Sper că nu greșesc. Cred că așa se numește. I-am rimelat și genele de jos. Era ceva piesă faină pe fundal, sigur, sigur. Pentru sprâncene am ales din nou gelul de la Anastasia Soare, în nuanța medium, cred. Da, medium este. Pensula este tot de la Anastasia. E o pensulă foarte bună, cred că v-am mai spus despre ea. E subțire și chiar e foarte mișto. Mie îmi place, adică na. Cred că e o chestie relativă. Îmi pare rău pentru diferențele de culoare, dar se tot schimba lumina. Ca și highlighter, astăzi am folosit paleta de la Sleek. O paletă drăguță, are și farduri cremoase și farduri pudră. Deci puteți aplica cele cremoase dacă vreți mai intens puțin și apoi cele pudră. Le puteți folosi cele cremoase și pentru bază de pus pe ochi, adică na, sunt chiar super ok. Pentru bronzer, astăzi am folosit Give Me Sun de la MAC și am aplicat sub pomeți. Pentru contur am folosit de la Anastasia Soare kitul de contur, de care mai nou văd că nu mă pot dezlipi, și am încercat aceste blush-uri de la BH Cosmetics. Sunt foarte mari și au așa un miros un pic ciudat de plastic, dar adică merită să le achiziționați. Eu le am de ceva vreme, nu prea le-am folosit, recunosc, dar astăzi am vrut să le folosesc. Ca și ruj am folosit un creion de la Cascade of Colors, cred. Acesta a fost machiajul de astăzi, sper că vă place, nouă ne-a plăcut, pe mine mă găsiți pe Facebook, Snapchat și Instagram, Claudia Niță. Vă mulțumesc, pe data viitoare! Bine, cu paleta lui Huda, nebuna. Nu știu, de ce n-a nebuna.
sau reușă. Bine, taci? Da. Te-ai doi muncii. Nu.